În această dimineață alături de mine, după cum spunea maestru în artă, domnul Iurea Matei, bună dimineața, la mulți ani, sincere felicitări din partea mea și a întregii echipe. Bună dimineața, mulțumesc pentru felicitări și pentru invitații la voi în emisiune. Sărbătorim împreună, după cum ziceam astăzi aici, dar cel mai important lucru nu sunt ani, nu este acea cifră, este experiența acumulată pe parcursul perioadei în care ați fost în acest domeniu și nu numai. Și vreau să abordăm puțin acest subiect, experiența, cât de mult contează ea? Contează foarte mult după niște studii serioase, fiindcă și experiența vine în momentul când ai niște studii serioase și ajungi în niște spații sau într-un mediu propice dezvoltării talentului, studiilor obținute, și atunci se acumulează experiența alături de oameni, ceea ce mi-a plăcut totdeauna, să fiu alături de oameni. Dar apropo de experiență, cât de mult contează experiența unui om care a reușit să facă foarte multe pentru tineri, pentru cei care sunt în jurul lui și sunt abia la început de cale? Aici ține și de talent. Eu cred în forța divină, în harul divin, ceea ce numim noi talent, și a șlefui talentele altora mai tineri, e vorba de studenții mei, la fel necesită mult talent pedagogic. Și totodată uman. Un pedagog trebuie să fie mai întâi de toate un om bun. Dacă să ne întoarcem în anii dumneavoastră de studenție, în anii în care era abia începutul unei cariere frumoase, în acea perioadă încercați să vedeți de la toți profesorii sau persoanele deja cu mai multă experiență ce ați putea să luați, să învățați de la ei ca să puneți în practică? Bine, eu am avut noroc, fiind la Leova, la școala de picture pentru copii, de Constantin Crăciun, un pictor care și-a făcut studii la Sankt Petersburg, și vorbesc că a fost un om foarte bun și, în consecință, un pedagog foarte bun. Am avut acces la informații, totuși am avut și o bibliotecă foarte serioasă, am avut acces la albumele cu reproducerile lucrărilor marilor pictori internaționale, și atunci când am venit la Chișinău, deja nu am venit, știți, cu ochii mari, of, unde am ajuns, ce sau se întâmplă, ce lucruri noi văd. Am venit deja pregătit, serios și responsabil. Este important să muncești. Eu nu am niciun merit că am talent. Este Dumnezeu, atunci când a trecut pe deasupra Cazangicului, s-a gândit, a văzut un copil la marginea satului și s-a gândit să-i dea, să-i facă cadou un dram de talent. Meritul meu este că am fost responsabil și am protejat acest cadou și l-am dezvoltat. Deci am muncit foarte mult. Ca să revenim la experiență. Experiența e zi de zi, e ceva nou. Mă trezesc dimineața, am un nou început. Orice tablou parcă ar fi primul, fiindcă îmi propun cu totul alte lucruri decât le știu a face, ca să îmi fie și mie interesant și, bineînțeles, și publicului. Și rezultatul final e la fel ca la început, după fiecare tablou, e aceeași emoție? Sunt emoții atunci când mă despart de aceste tablouri, fiindcă eu sunt un pictor care nu am tablouri în atelier și acest lucru și mă bucură, dar emoțiile sunt diverse, este paleta atât de diversă în momentul când concepi un tablou până la final. De la ură până la să arunci pensurile sau să ieși din atelier, până la clipe de revelație elevărată. Dar apropo, aveți stările astea sau poate le-ați avut de nerăbdare în care vă doriți să vedeți lucrarea finală, care este deja proiectată aici undeva în cap, finală, să fie deja pusă pe pânză? Hey, uite, aici intervine întrebarea foarte, foarte bună, fiindcă noi adeseori vedem lucrări începute, dar nefinisate. Aici intervine caracterul. Cât trebuie să dai de dovadă de caracter, mai ales în stilul în care pictez eu, ne necesită foarte mult timp. Și acele câteva secunde de inspirație sau de bucurie că ți-a venit sau ți-a trecut prin cap o idee, dar trebuie să stai o lună sau mai mult chiar să șlefuiești această idee. Și aici mă bucur că totuși am destul caracter ca să duc lucrurile la bun sfârșit sau până în momentul când zic, uite, atât pot în acest moment. Când vorbesc și de maestrie și... Sunt și tablouri care au așteptat o perioadă de timp pentru a vedea lumina zilei mai apoi? Sigur că da. Sunt tablouri care așteaptă câte 2-3 ani. Depinde. Fiindcă nu vorbesc doar de realizarea tehnică. Este ideea, dar totuși inspirația trebuie să fie în permanență. Și sunt care le las. Poate sunt un pic nemulțumit de ideea care la momentul dat am început-o, am schițat-o pe o pânză,
Și bineînțeles că se produce o anumită metamorfoză. Da. Și coloristic și ideinic într-un tablou. Da, dumneavoastră l-am început, ați menționat de câteva ore despre talent, care este necesar până la urmă. Foarte multă lume zice însă că talentul este un procent, 99% este muncă. Vorbim de tehnică, cât de importantă este tehnica pentru a avea o carieră în acest domeniu? Am spus și eu la fel, că trebuie, necesită multă muncă și caracter ca să realizezi niște lucruri. E nevoie de talent. Fără talent totuși e greu. Cunosc o sumedenie de artiști, colegi de-ai mei care parcă ar munci foarte mult, dar rezultate e mai complicat au. Pentru ei să ajungă la același rezultat sau cel puțin aproape de același rezultat. La ce lucrați la momentul actual? La o serie de tablouri, fiindcă pregătesc o expoziție personală la Muzeul de Artă din Bistrița și vreau să merg cu câteva lucrări noi. Nu neapărat ca să pentru mine, ci pentru că sunt solicitări cei care organizează și sunt niște oameni care zic că ar fi bine să aduc niște tablouri care poate să ajungă în colecțiile lor. Dar pe această care aici am să vă întreb, pentru că vreau să deschidem o mică paranteză, vorbim de solicitări, pentru că vorbeam în același timp și de inspirație. Sunt sigur că sunt foarte multe tablouri care au venit de nici unde, într-un moment de inspirație, în care dumneavoastră zic că vreau asta să fac, și sunt solicitările când e nevoie de ceva mai exact. Cât de complicat e să lucrați la aceste tablouri care cumva sunt mai exacte sau sunt cerute de cineva în momente în care poate nu v-ați gândit la lucrul ăla? Da, nimeni nu mi-a cerut, poate în tinerețea mea când am făcut portrete la comandă, cum se spune la noi, dar nimeni nu mi-a cerut și nu cere acum să ilustrez niște gânduri ale lui. Nu, nici nu o să accept acest lucru. Poate să sugereze sau în discuții cu el să înțeleg în ce lume trăiește el și ce interese are. Dar nu am făcut niciodată ilustrate, da? Pentru că vine cineva și vede că am suficientă maestrie și zice că, uite, tu ai putea să-mi faci mie un tablou de genul ăsta cu subiectul ăsta. Nu, ceea ce pictez eu, dacă îl interesează, e bine. Dacă nu, să meargă în alte ateliere, fiindcă avem foarte mulți artiști talentați în ateliere cărora găsim, într-adevăr, opere de mare valoare și ar fi bine ca cei care deja au o stare materială să se intereseze, de ce nu să-și facă o colecție de artă plastică. Dar rămâne la discreția Cezarului, altfel zis, ceea ce... Ea a fost o sugestie. Da, apropo de activitatea dumneavoastră, pentru că în afară de tablouri vorbim și de scenografie acum, momentul în care ați intrat în această lume, pentru că, teoretic, dacă am luat acum câmpul lexical, ar fi în același câmp lexical. Dar dacă să ne apropiem de familie lexicală, cumva sunt mai diferite. Cum a fost prima experiență? Pentru că veneați dintr-o activitate, ați venit într-o altă activitate. Ce emoții ați trăit atunci când ați avut primele lucrări? Ceea ce în ultima perioadă mă și enervează un pic că se vorbește mai mult despre lucrările mele scenografice, care într-adevăr sunt foarte multe. În 2002 am intrat, hai să zicem, pe cal alb, să fac scenografie pentru Regele Lear de Shakespeare la Teatrul Rus, alături de Ilia Șaț. Și de atunci până astăzi foarte multe spectacole. Și la început a fost o intrigare, un scop, o dorință? M-am opus foarte mult la invitații de a face scenografie. Eram captivat doar de propriul meu atelier și de propriile mele idei. Dar nu regret, fiindcă este o lume miraculoasă prin oamenii care zi de zi iese în scenă sau lucrează în culisele teatrelor. E o plăcere pentru mine să vin la teatru și am avut recent o premieră, acum pregătesc alte două premiere. E interesant, nu fac alt diferit de ceea ce fac în atelier. Totuși, dacă orice spectacol ați lua și ați face stop cadru, ați vedea că sunt niște tablouri pe care le recunoașteți, că totuși sunt semnate de mine. Da, acum v-ați anticipat întrebarea, pentru că doream să vă întreb dacă vă inspiră tablourile sau poate ceea ce scrieți, vorbim de teatru, vă inspiră în a picta mai departe, dar cumva merg mână în mână. Sigur că da, e o balanță care zi de zi și mă străduie să mențin echilibru, să nu se ducă sau o balanță să tragă prea mult pe aia.
Eu vă mulțumesc mult că ați acceptat în această dimineață să veniți aici alături de noi. Mult succes și în continuare, cât mai multe tablouri să fie și în colecțiile de aici de acasă, pentru că știm că sunt foarte mulți colecționari din străinătate care au tablourile dumneavoastră. Eu sperăm că și cei de acasă, pentru că noi la un moment dat ne trezim că toată lumea cunoaște un pictor, un poet, un scriitor, un prozator, însă acasă lucrurile, deși se cunosc, oamenii parcă să vreți să zică lucrul ăsta. La mulți ani și multă sănătate. Mulțumesc, vă doresc tuturor o zi frumoasă.